Mulțumesc, cel mai așteptat film al momentului s-a lansat, 10 de vedete au fost prezente la avantpremiera filmului Retreat, Vama Veche. Zeci de vedete au fost prezente la avantpremiera celui mai așteptat film al momentului, Retreat, Vama Veche. Regizorul comediei a povestit cum a luat naștere proiectul. A pornit de la scenaristul Ovidiu Niculescu, care m-a sunat și mi-a spus: am un scenariu, vreau să vin să ți-l citesc. Eu aveam un scenariu scris de mine, lucram la el și aveam de gând să dau drumul la o producție. Am citit scenariul lui Ovidiu, care s-a rugat: vin să ți-l citesc, vin. Și după ce am citit scenariul, am hotărât, ăsta e, facem un film, o comedie romantică despre femei pe care trebuie să-l vadă bărbații și bărbații, și el transmite un mesaj foarte frumos, că niciodată nu știm dacă ne vom îndrăgosti sau nu. S-a schimbat destul de mult scenariul, adică noi am făcut repetiții și atunci cumva ne-am ajustat toți replicile astfel încât să ni se potrivească, și a mai fost o ajustare atunci când am ajuns în spațiu, unde ne-am dat seama că anumite replici nu se potriveau, pentru că, spre exemplu, în spatele nostru era o scară, sau știi? Și atunci trebuia cumva să adaptăm puțin textul, dar în mare scenariul scris de Ovidiu a fost foarte, foarte ok și l-am încercat să respectăm cât de mult am putut. Personajul pe care interpretez este o tipă țignită, complet fixistă, posesivă, obsedată de ordine și de control. Eu nici pe departe nu sunt așa. Este o comedie frumoasă, o comedie cu oameni mișto, o comedie care s-a filmat în spirit de suflet, cu un suflet mare din partea tuturor actorilor, regizorului Petre Năstase. Este o echipă foarte frumoasă. Când ai un personaj atât de complex care trece prin prin diferite etape pe tot parcursul filmărilor, adică ea pornește într-un fel în film și termină altfel, e complicat, nu e complicat, dar e mai greu un pic, adică tot timpul trebuie să fii atent la tot. Prima oară când am filmat un lungmetraj departe de București și nu-i mai lăsasem pe cei mici singuri atâta timp, așa că a fost un moment special.